Bărbatul de 48 de ani a fost oprit de către polițiștii rutieri întrucât a depășit limita de viteză legală, iar în urma testării cu aparatul alcool test, acesta a indicat o valoare de 0,57 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Individul este cercetat penal de către polițiști pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice.